Concursul Prietenii Pompierilor, ediția 2024, a adunat mai multe echipe într-o nouă competiție. Concursul are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor. În urma parcurgerii celor trei probe de concurs, respectiv proba teoretică, pista de îndemânare pentru obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole, s-a obținut clasamentul pe secțiuni la etapa județeană astfel. La fete, locul 1, Liceul Teoretic Recaș, locul 2, Liceul Teoretic David Voniga Giroc. La băieți sau mixt, locul 1, Școala Gimnazială Milivoi Trifunski din Sâmpetru Mare, locul 2, Liceul Teoretic Recaș și locul 3, Liceul Teoretic David Voniga Giroc. Succesul unei echipe este bazat pe efort, coordonare și implicare din partea fiecărui membru, valori care conturează reușita misiunilor pompierilor salvatori zi de zi. Concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor a fost organizat de către Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș.